Aici, acum, crește Moldova. Dragi colegi, onorată asistență, vă salut cu mult respect în această zi de duminică la forumul Organizației Municipale Chișinău al Partidului Democrat din Moldova. O întâlnire pe final de campanie electorală, o întâlnire care precede un scrutin decisiv pentru țara noastră. La 30 noiembrie alegem Partidul Democrat. Dacă facem o scurtă retrospectivă, vedem că organizația municipală a intrat în campanie electorală bine pregătită. Structură bine determinată, lideri dedicați, manageri cu experiență de administrare a sectoarelor unde activează. Exact peste o săptămână, strategia noastră 15 pentru Chișinău va trece primul test înainte de alegerile locale. Judecând după felul în care ne-am organizat și ne-am mobilizat, aștept să avem doar un rezultat foarte bun la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Felul nostru de a face politică i-a motivat pe oameni să adere la Partidul Democrat. Personalități distinse din lumea politică, științifică, educație, din business au ales să intre în echipa noastră. Astfel, mergem în alegeri mult mai puternici, mai tari și mult mai uniți. Nu ne lăsăm copleșiți de declarații și promisiuni de șarte. Echipa de miniștri a Partidului Democrat, care a avut onoarea și încrederea dumneavoastră de a-și realiza mandatul în componența Coaliției Pro-Europene, a demonstrat prin rezultate bune că suntem oameni de acțiune, oameni ai bunului simț. Partidul Democrat și-a făcut datoria la guvernare și este pregătit să-și asume în continuare responsabilitatea pentru viitorul Moldovei. Astăzi nu ne este rușine să venim în fața oamenilor, avem rezultate și avem ce de spune alegătorilor. Partidul Democrat a demonstrat că este un partid serios, în care cetățenii pot avea încredere. Această campanie electorală a scos la iveală din nou dezbinarea societății, oamenii sunt derutați și întreabă încotro merge. Pentru alegerea de pe 30 noiembrie, nu doar partidele politice poartă toată povara, este și responsabilitatea oamenilor, a alegătorilor care fac alegerea. În campanie, în aceste două luni, am avut sute de întâlniri. Mesajele noastre au ajuns la zeci de mii de oameni. Noi am ascultat părerile și necazurile oamenilor, i-am întrebat și le-am cerut un sfat despre planurile noastre. Astăzi, rezolvarea celor mai stringente probleme ale oamenilor se regăsesc în platforma electorală a Partidului Democrat. Suntem locuitori ai orașului. Cunoaștem problemele nu din cărți și nici de la televizor. La întâlniri, oamenii ne-au întrebat franc cât mai suportăm dezordine din Chișinău. Oamenii se revoltă din cauza haosului ce domină în sistemul de transport public. În suburbii, autoritățile locale sunt nedumerite de politizarea excesivă a repartizării investițiilor și a mijloacelor bugetare. Noi am notat toate problemele oamenilor. Explicațiile de genul de campanie parlamentară că localele abia urmează nu este răspunsul așteptat. Problemele sunt grele și Partidul Democrat are soluții pentru ca municipiul să fie mai curat, mai îngrijit, mai atractiv și mai sigur. Noi ne dorim să lichidăm decalajul dintre oraș și suburbie, să ridicăm satele din împrejurim la nivel de oraș, dar nu la nivelul care caracterizează astăzi Chișinău, zdrobit de construcții abuzive, devastat de murdării. Chișinăuienii merită un oraș mai curat și mai ordonat. Mulți din cei prezenți aici își au rădăcinile în sate și avem o filosofie aparte a muncii. Să muncim și să ne vedem rezultatul cu ochiul liber. Stimați colegi, de fapt, au mai rămas 5 zile de campanie, pe care trebuie să le petrecem cu mare intensitate. Vreau să fiți conștienți de puterea pe care o dețineți, pentru că de dumneavoastră alții depind. Sunteți importanți.
Uniți, mobilizați, orientați spre victorie, să convingem toți indecișii din municipiul Chișinău că Partidul Democrat este forța care trebuie să guverneze Moldova. Partidul Democrat din Moldova este numărul 1 pe buletinul de vot, trebuie să fim numărul 1 și la rezultatele obținute în capitală. Stimați colegi, consider că Partidul Democrat, un partid al oamenilor puternici, este o șansă pentru a crește Republica Moldova. Este o șansă pentru a dezvolta Chișinău. Și de aceea, Chișinău nu uita, PDME e șansa ta. Credință. PDM. Crește Moldova.